după meciul cu Poli, se puteau întâmpla două lucruri. Ori să facem un meci excepțional și să câștigăm la un scor foarte mare, sau să facem un meci în care nu ți iasă nimic, care să fie exact pe dos față de meciul cu Poli. Și din păcate asta s-a întâmplat la meciul de astăzi. Un meci în care nu ți iasă nimic, în care poți să joci 3 zile și 3 nopți și nu o să ți iasă nimic și nu o să poți să dai gol. Nu pot să zic că sunt supărat după acest meci, chiar deloc. Chiar pot să zic că a doua repriză băieții au vrut și au tras de ei și chiar cu jucători care nu erau 100% din punct de vedere fizic, am dominat net și am dus echipa oaspete în propriul careu, dar n-am avut luciditate absolut deloc acolo în fața porții și n-am reușit nici măcar ocazii prea mari să avem. Am avut una foarte mare a lui Briciu spre final, dar în rest doar situații de poartă. Așa se întâmplă când e un meci din ăsta care chiar nu ți iasă nimic. Au mai rămas două etape, vor juca și cei care au evoluat mai puțin, jucători tineri. Da, asta a fost intenția mea. Pentru ultimele două etape vor juca titulari, vor juca și cei care au jucat mai puțin. Aici mă refer la Nechifor, la Firuț, la Stoi, jucători tineri care nu au meciuri în picioare și care vor juca. Asta nu înseamnă că nu ne gândim să câștigăm ultimele două etape cu Racovița și cu Dudești Vechi. Dar obiectivul nostru principal rămâne miercurea viitoare, finala Cupei României, faza județeană cu Ghiroda. Încercăm să și odihnim acum pe final de campionat pe cei care au jucat mai mult și care au probleme medicale. Eu vreau să scot pălăria în fața a mulți jucători din lotul pe care îl avem, care au tras foarte mult de ei în returul ăsta de campionat, având probleme de sănătate destul de complicate și au tras foarte mult de ei și au jucat până în momentul de față aproape toate meciurile.